Bună ziua, vă salută Tatiana. Haideți să continuăm lucrarea noastră și să reușim să terminăm micuța vrăjitoare. Avem părțile componente, acum vom începe să le montăm. Mai întâi și mai întâi voi coase mânuțele. Cu firul negru voi atașa mânuțele aici de o parte și de cealaltă a corpului. Cu atenție, vom coase totul. Eu am pus firul negru, așa cum vă spuneam, pentru că nu vreau să se vadă urât cusătura. Și cu atenție vom coase mânuțele. Le-am început un pic mai de sus, pentru că eu doresc să pun vrăjitoarea mea așezată. Veți vedea apoi în ce mod. Dumneavoastră o veți pune în picioare, dacă doriți, dar când vom ajunge la piciorul și atunci vom vedea despre ce este vorba. Deci vom coase mânuțele de o parte și de cealaltă, cu atenție și apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. Eu am cusut prima, acum vom coase cea de a doua. După ce vom termina de cusut, firul îl vom ascunde în modul în care să dăm stabilitate întregii lucrări. Nu le-am umplut cu melană pentru că nu doresc să fie prea umflate. Așa. De acum vom continua singure. Am terminat de cusut mânuțele, de acum vom trece la piciorușe. Dacă doriți să puneți jucăria să stea în picioare, o puteți umple în totalitate cu melană, în modul în care să fie bine umplută și să stea bine. Eu doresc să o pun așezată, așa cum vă spuneam, și voi umple doar această parte cu melană, după care, așa, în modul în care să se distingă talpa. După care voi adăuga în interior aceste fire. Voi pune în felul acesta, voi pune în patru și voi introduce în fiecare picioruș. Astfel eu mi le voi așeza în modul în care doresc. Mi le voi poziționa cum îmi place mie. Deci am pus 1, după care voi pune și cel de-al doilea. Și voi începe să cos piciorușele. Voi pune acul coață, voi coase aici, în totalitate. Și apoi mi le voi așeza în felul acesta, mi le voi coase astfel. Voi pune firul. De fapt, voi coase și în același timp voi prinde și părțile. După cum vedeți, aici voi coase unul, pentru că apoi eu mi-l voi îndoi în modul în care doresc. După care voi coase. După cum vedeți, pun mijlocul aici, este punct de reper și mi-l voi coase încet cu atenție. Încet cu atenție. Voi începe, voi face prima cusătură aici să-mi prind firul, după care voi atașa. Am lăsat 1, 2, 3, în corespondență celui de-al patrulea rând voi coase. Încet, cu atenție, din nou. Această parte va veni acoperită cu fustița, nu se va vedea unde am cusut și dacă veți face ca mine, bineînțeles, va fi mult mai ușor. Acesta, îmi cos piciorușul
Încet, încet, în același mod îl voi coase și pe cel de-al doilea, iar capătul de fir eu îl voi ascunde în modul în care să nu se vadă. Deci, așa cum spuneam, în corespondența celui de-al patrulea picioruș, am aici un ochi, mi-a rămas și nu-mi place cum se prezintă, îl voi coase și pe acesta, după care voi continua singură să cos cel de-al doilea picioruș. Capătul de fir îl voi ascunde, îl voi pierde, în modul în care să dau stabilitate lucrării. Și continuăm singure. I-am pus și fustiță, am cusut un pic aici deschiderea în corespondența primului rând de piciorușe duble. Acum vom trece să facem părul. Pentru păr vă voi arăta astăzi o metodă nouă. Eu am tăiat deja, puteți să faceți părul culoarea dorită de dumneavoastră. Eu vreau să fac blondă, să fie o notă discordantă cu întreaga lucrare. Am tăiat aici aceste fire din firul Bravo, este același fir cu care eu lucrez de obicei. Cred că au în jur de 30 de centimetri lungime. Unul dintre aceste fire va fi baza pentru părul păpușii noastre. Vă arăt o altă metodă foarte ușoară de făcut păr. O voi pune aici, după care voi lua câte un fir, îl voi pune în două, în felul acesta, și le voi atașa acestui fir, trecând firele prin acel laț. Voi închide în felul acesta. Astfel eu voi face pentru o lungime care să-mi acopere capul. Vom pune fir lângă fir, în felul acesta. Eu vreau să-i fac o codiță împletită. Astfel vom lucra. Pentru mine, cred că este o metodă mult mai ușoară. Deci voi continua singură, dumneavoastră la fel, veți continua în același mod dacă vă place această metodă și ne vom reîntâlni. Deci vom atașa în modul acesta firele, după care vom crea podoaba capilară a păpușii noastre. Foarte simplu și foarte ușor. Eu am creat această perdeluță de fire. La unul din capete am pus acul. Acum voi lua păpușica mea și îi voi fixa părul. Voi fixa modul în care să acopere căpușorul. Eu sper că se vede în felul acesta. Oricum, va veni pălăria și acum cu acul eu voi începe să cos. Și voi coase fixând aceste fire, fixând practic firul principal în felul acesta. Aici puteți pune un ac de siguranță, dacă doriți. Voi coase din loc în loc, în modul în care se le dau stabilitate. Vedeți? În felul acesta. Astfel puteți face și dumneavoastră, dacă vă este mai ușor în acest mod. Mie îmi place, mă încântă această idee. Să știți că mi s-a ars LED-ul de la camera de filmat, de la tripied, de fapt, și nu se va vedea pentru o perioadă atât de bine. Va trebui să ajung în oraș să cumpăr un alt tripied.
încet, încet voi coase, voi da stabilitate părului. Iar în momentul în care voi ajunge aici la capăt, voi ascunde capătul de fir și pierdut și apoi voi ascunde și acesta. După care voi împleti codița. Cred că am lăsat firele un pic prea lungi, însă voi vedea, nicio problemă, le voi scurta, după care, bineînțeles, voi... Ceea ce îmi rămâne le voi folosi în alte lucrări pentru umplutură. Deci, cam în felul acesta, am realizat părul. Voi lăsa acest capăt de fir, acum voi da stabilitate și acestui capăt și vom continua lucrarea noastră. Voi ascunde și acesta dedesubt. Eu sper să vă placă această idee a mea. Eu am conceput această păpușică cu foarte mare plăcere, cu satisfacție și sper ca și dumneavoastră să vă placă. Așa. De acum eu îmi voi împleti codița mea. Pune părul în felul acesta și voi împleti. Bineînțeles, pe mine cel mai mult mă interesează partea care iese de sub pălărie, pentru că ceea ce va fi sub pălărie nu mă interesează așa de mult. Și voi face codița. Ia uitați-mă. În felul acesta, împletim. Nu este chiar prea lung, să știți. O frumoasă coadă groasă. Așa, în felul acesta. După care aici voi opri cu un fir. Un fir de aceeași culoare și am împletit și părul. Deci am terminat părul, am aplicat ochișorii, i-am făcut un pic de năsuc, de guriță, bine, nu vreau să o fac prea frumoasă, pentru că totuși este o vrăjitoare. Acum îi vom pune pălăria, puteți pune fie pălăria violet, fie pălăria neagră, eu voi pune pe cea violetă, îmi place mai mult. Vom aplica în felul acesta. Eu știu că acum nu se vede prea bine, dar voi face un mic filmat în care vă voi prezenta rezultatul final. Așa cum vă spuneam, eu voi așeza, o voi pune așezată și cam așa în felul acesta vreau să stea pălăria. Voi vedea un mod în care să o fixez acolo. Ceea ce doresc să fac acum va fi să lucrez un mic guleraș, să-i punem aici, ca o mică cravată, de fapt, și vom lucra în culoarea violet, aceeași culoare, vom face câteva ochiuri de lanț, să vedem cam câte. Voi pune 20, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, continuăm până la 20. Vom încerca să facem aceleași V-uri ca la fustiță. Voi pune 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet. Voi face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, mă grăbesc, urmate de un nou picioruș dublu în același spațiu, după care
voi lua firul pe croșet, voi sări 1, 2, voi intra în cel de-al treilea, ochi de lanț și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu în același spațiu. În felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului. 1, 2, voi intra în cel de-al treilea și voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș dublu. Deci cam așa și ne întâlnim la finalul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu V-urile, cam așa se prezintă. Aici voi scurta firul, voi lăsa o bucată mai lungă să putem coase, să putem atașa gulerașul. Voi închide. Stai cu minte acolo, nu te răsturna. După care vom aplica, vom pune acul și vom coase gulerașul nostru. Îl vom coase doar parte din spate. Și astfel vom acoperi și aici această porțiune. Vom coase singure. Am aplicat și gulerașul. După cum vedeți, se prezintă foarte frumos. Mie îmi place. Îl aud pentru că este lucrarea mea. Acum îi vom face mătura. Să nu uităm că vrăjitoarea are și mătură. Un fir de sârmă. Îl voi pune în două, în felul acesta, să aibă mai multă stabilitate. După care, din nou, voi lua fir galben, care deja este pregătit aici. Voi lua un pic de lipici lichid și voi aplica aici pe sârmuliță, la capăt. Și voi începe să îmbrac acest fir de sârmă în culoarea galbenă, așa cum vedeți, în felul acesta. Am ajuns aici în capăt, voi strânge bine, voi pune din nou un pic din lipiciul lichid pentru a opri firul în felul acesta și îl voi scurta. Apoi vom face din același fir, vom face măturița propriu-zisă, vom pune câteva fire împreună, în felul acesta, ia uitați-vă. Cam așa, le voi lega un fir galben, o să le leg aici pe mijloc, în felul acesta, după care le pun în felul acesta, dacă puteți vedea, le-am pus în două. Voi face modul în care să reușesc să leg. Așa. Să formăm o mică măturiță. Eu am și măturiță cumpărată, dar vreau să o păstrez pentru omul de zăpadă când vom face lucrările pentru Crăciun. Ia uitați-vă. Acum vom tăia de aici, în felul acesta,
Din nou, voi folosi lipiciul lichid și voi lipi. Aici, măturița mea. Vom ține bine apăsat. Dumneavoastră puteți folosi lipiciul la cald, ceea ce doriți dumneavoastră. Acum voi fi toată. Voi îndoi un pic și acest capăt în felul acesta. Voi fi toată lipicioasă până când se lipește aici, dar nu am ce să fac. Asta este. Deci am realizat și măturița, uitați-vă, măturița pe care apoi o vom pune alături de ea. Așa cum vă spuneam, eu vreau să pun prăjitoarea mea, micuța prăjitoare așezată, voi folosi acest dovlecel imens, care va fi precum un scaunel pentru ea, o voi așeza aici. Voi face modul în care dumneavoastră să puteți vedea apoi produsul final, așa cum vă spuneam. În afară de aceasta, ce mai are o vrăjitoare alături de ea întotdeauna? Un paianjen pe care l-am realizat tot eu. Dacă veți dori, voi face tutorial pentru dobleac și pentru paianjen. La atitudinea dumneavoastră voi încerca să voi lipi și păianjenul, că nu vreau să-l pierd, nu vreau să scape. Îl voi pune aici pe... Ia uitați-vă. Așa, în felul acesta. Așa cum vă spuneam, voi face în modul în care să vedeți produsul final. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu și eu ca de fiecare dată vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine. La revedere, vă salută, Tatiana!